Grădinița cu program normal 8 în Suceava a atras 20 de copii în cadrul proiectului Cercetași în Acțiune. Activitatea este organizată în cadrul vacanței de vară prin realizarea unor programe sociale, educative și turistice. Copiii iubesc și îngrijesc florile este tema proiectului și se desfășoară pe o perioadă de 2 zile. Stimularea dorinței de exploatare nemijlocită a realității înconjurătoare, imaginația, creativitatea, caracterul practic aplicativ, starea sufletească sunt doar câteva dintre obiectivele pe care și le-au propus organizatorii proiectului. Dacă ar fi să definim într-un cuvânt copilăria, acesta ar fi curiozitatea. Mânată de ea, copilul explorează lumea înconjurătoare, luând contact mai întâi cu tainele lumii fizice, cu concretul, apoi cu ale celei abstracte. În vacanța mare, mulți dintre copii nu au unde pleca, stau singuri acasă și nu beneficiază de îndrumare, nici măcar din partea familiilor, fiind foarte ocupate. Experiența dobândită vara trecută a demonstrat celor care se ocupă de grădinița cu program normal 8 din Suceava că în perioada de mijloc a vacanței copiii sunt dornici să participe la activități organizate. Atelierul de vară devenind astfel un loc pentru o altfel de învățare în această perioadă. Bazându-se pe curiozitatea născută a copilului, organizatorii s-au gândit la o serie de activități care să țină copiii aproape de grădiniță și în care să descopere singuri aspecte ale existenței, dar cel mai important să cunoască aspectele cercetării și să dezvolte procesul cunoașterii. Pe perioada vacanței de vară am organizat activități în cadrul unui proiect Cercetași în Acțiune cu tema Amenajarea grădinii de vară, care a avut ca scop atragerea copiilor în activități organizate în cadrul vacanței prin realizarea unor activități sociale, educative și ecologice. Experiența dobândită de vara trecută ne-a dovedit că în perioada de mijloc a vacanței copiii sunt dornici să participe la activități organizate în ateliere de creație, devenind un alt fel de loc pentru alt fel de învățare în această perioadă. Bazându-ne pe curiozitatea născută a copiilor, ne-am gândit ca în această vacanță să concepem o serie de activități care să țină copiii aproape de grădiniță. Astfel, ne-am gândit să amenajăm o grădină de vară în curtea grădiniței, ajutați fiind de copiii care frecventează cursurile grădiniței, precum și de copiii care au terminat grădinița cu ani în urmă, dar care s-au oferit voluntari. Dincolo de toate acestea, trebuie subliniată esența proiectului socializarea. Copiii învață să descopere împreună, să comunice, pentru că experiențele în grup încheagă prietenii, dau naștere solidarității și adaptabilității sociale. Ce ai făcut tu astăzi aici? Am vopsit cauciucurile, am pus pământ în ele pentru a planta florile. Ce flori ai plantat? Crizanteme, panseluțe. De ce te afli tu astăzi aici? Pentru a ajuta copiii la grădina de vară.